Redeschiderea Spitalului Oroșenesc din Vânjumare este unul dintre cele mai importante obiective ale Consiliului Județean Mehedinți. De aceea, imediat ce vremea a început să se încălzească, lucrările au fost intensificate. Două dintre corpurile clădirii sunt aproape gata la interior, iar acum se lucrează la construirea celui de-al treilea. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a efectuat o vizită de lucru la Vânjumare și ține în permanență legătura cu constructorii pentru a se asigura că totul se derulează în cele mai bune condiții. La Vânjumare, Consiliul Județean Mehedinți derulează investiția pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea fostei clădiri a Spitalului Oroșenesc. În urma acestor demersuri, obiectivul principal este acela de a redeschide unitatea medicală pentru a deservi populația din sudul județului. În cadrul vizitei pe care am făcut-o astăzi, am evaluat ceea ce s-a făcut până acum și am discutat cu proiectantul și constructorul despre cum vor fi tratate lucrările pe parcursul acestui an. Am început construirea unui nou corp de clădire la care a fost realizată infrastructura de rezistență, fundațiile și stâlpii pe locul unde va fi compartimentul radiologie și farmacia spitalului la parter, iar la primul etaj, secția interne. Se lucrează bine și chiar dacă este un proces deloc ușor până la finalizarea, dotarea, autorizarea și redeschiderea spitalului, am convingerea că vom reuși să redăm locuitorilor din zona de sud a județului o unitate medicală modernă, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. La două din corpurile de clădire ale unității, lucrările sunt avansate la interior și au un progres între 70% și 85%. S-au realizat interioarele, au fost dotate grupurile sanitare, s-a așternut covorul antibacterian, s-a montat liftul pentru persoane și cel pentru mâncarea pacienților. La finalul lucrărilor, Spitalul Oroșenesc din Vânjumare va fi o unitate medicală modernă.